Dragii mei, sunt Elena Sima și săptămâna aceasta cu bucurie așteptăm nașterea pruncului. Îl întâmpinăm și noi cu o poveste și un colind. Vine o poveste, vine de departe, vine o poveste. Vine de departe. Grajdul. Iosif și Maria descoperă curând că Betleemul era un oraș cu case la fel de mici și străzi la fel de înguste ca Nazaretul. Dar încotro să meargă să găsească un adăpost. O porniră la întâmplare și curând ajunseră la un han. Aici se închiriază camere pentru călători, explică Iosif. Așteaptă. O să întreb dacă putem rămâne peste noapte. Dar când intră, găsi că și încăperea aceea era ocupată. Nici cel mai mic colț nu era liber. Era plin ochi. Trebuie să mergem la următorul han, îi spuse Iosif Mariei. Aici sunt mai multe, cu siguranță. O porniră să caute pe fiecare dintre străduțele înguste. Soția mea este obosită, iar copilul ei se poate naște în orice clipă, spunea Iosif de fiecare dată când ajungeau la vreun han. Și toți stăpânii îi dădeau același răspuns. Cu neputință, caută în altă parte. După ce căutară peste tot, Iosif spuse, poate ne primește vreo familie. Cel mai mult mă îngrijorează măgărușul nostru, oftă Maria. Uită-te ce tare șchioapătă, trebuie să se odihnească bine. Să încercăm în casa aceea, spuse Iosif și bătu la ușă. Om bun, poți să ne primești în noaptea aceasta? Întrebă Iosif. Tocmai ce am sosit de la Betleem, dar nu am găsit nicio cameră la vreun han. Îmi pare rău, îi spuse bătrânul. Ai fi fost binevenit să stai aici. Dar o familie cu copii a venit chiar înaintea voastră și i-am luat pe ei. Nu mai avem niciun colțișor liber acum, dar încearcă la vecinul meu. Are o inimă bună. Îți mulțumesc pentru gândul bun, spuse Iosif și bătu la casa următoare. Aici află același răspuns, la fel și la casa următoare. Și așa mai departe, până la capătul străzii. Prea mulți oameni veniseră la porunca puternicului Cezar. Dacă măgărușul mai poate, cred că cel mai bine ar fi să ne întoarcem la păstori, hotără în cele din urmă Iosif, dar nu știu dacă ar găsi drumul în întuneric. Cu siguranță că Dumnezeu ne va ajuta, spuse Maria, ca să-l încurajeze. Liniștește-te, Iosif. Măgărușul a găsit de fiecare dată pentru noi un loc unde să putem sta. Sper că ai dreptate, Maria, îi răspunse Iosif. Dar măgărușul s-a schimbat. Da, măgărușul era foarte diferit de felul lui obișnuit de a fi. Îl durea tare piciorul și era obosit ca un câine. Capul îi atârna aproape până la pământ, de aceea nici nu-l văzu pe înger. Dar îngerul știa ce să facă. Cum măgărușul privea în jos, el făcu semn păsărilor din Nazaret. Acestea veniră de îndată. Ele îl văzură pe măgăruș, pe Iosif, și pe Maria rătăcind în sus și în jos, prin Betleem, toată după amiază. Fuseseră și ele îngrijorate, dar acum
erau din nou fericite. Deodată, măgărușul ciulli urechile. Ce fel de păsări sunt acestea care ciripesc atât de tare și de limpede în frig și întuneric? Desigur erau păsările din Nazaret. Și oare ce cântau ele? Haide, 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 măgărușule! Aici e cald și ia de post! Auzindu-le, el își întinse gâtul și își înălță capul. Văzu îngerul la capătul unei străzi lăturalnice. Fără să mai șchiopăteze, păși grăbit în direcția lui. Auzi, Iosif? Întrebă Maria uimită. Cântă păsărelele mele. Da, spuse Iosif, ciudat. N-am mai auzit niciodată ciripit de păsări în miez de noapte, cu atât mai mult într-una așa de rece. Măgărușul a găsit drumul, zâmbi Maria. Vezi, se grăbește dintr-o dată. Acum măgărușul începuse cu adevărat trap, iar Iosif trebuie să alerge ca să țină pasul cu el. Dar făceau asta cu dragă inimă. Norii, deși care întunecaseră cerul deasupra Betleemului întreaga după amiază și seară, dispărură dintr-o dată și cerul se limpezi. O stea mare strălucea chiar deasupra orașului, o stea pe care nimeni nu mai văzuse înainte. Când măgărușul dădu colțul următor, se apropiară de o casă care strălucea și era albă. La ușă, un înger le făcea semn și le zâmbea, în timp ce în grădină păsărelele din Nazaret ciripeau. Iosif și Maria auziră păsările cântând și văzură casa, dar pe înger nu îl putură vedea. Ce fel de palat e acesta? Întrebă cu uimire Iosif. Sclipește peste tot. Oare din ce-o fi făcut? Trebuie să fie casa unui om foarte bogat. Nu putem intra acolo, spuse Maria îngrijorată. Nu sunt niște oameni simpli ca noi. Dar, Iosif, se pare că măgărușul ne-a adus aici din adins. Iosif încercă să tragă înapoi măgărușul, dar el se încăpățână tare. Dragă Iosif, spuse Maria, poate că e bine. De altfel, păsările mele cântă în grădină. Sunt cu adevărat ele? Întrebă Iosif uimit. Dar când se apropiară de casă, Iosif și Maria văzură că, de fapt, nu era chiar așa de bogată și de mare cum crezuseră mai întâi. Era un grajd simplu și vechi, cu pereții crăpați. Lumina strălucitoare a stelelor o făcură să apară sclipitoră de albă și de măreață. A, strigă Maria fericită, e doar un grajd. Aici o să stăm. E foarte bine. Nu m-aș fi așteptat să stau într-o casă bogată. Suntem mult prea murdari și prea prăfuiți. Atunci, spuse Iosif, oftând ușurat, vom sta aici. Și eu cred că e mai bine. O să-l întreb pe bătrânul de la ușă. Într-adevăr, în fața casei se afla un om bătrân și cocârjat. Auzise cântecul neobișnuit de păsărele în întunericul nopții și ieșiră afară ca să vadă păsările acelea. Atunci observă steaua și lumina ei strălucitoare, dar pentru că se afla în fața grajdului, nu își dădu seama că steaua îl făcea să strălucească precum argintul. Văzu măgărușul venind pe drum cu Maria și cu Iosif. Lumina stelei cădea pe ei cu atâta strălucire încât bătrânul crezu că un rege și o regină se apropiau de el. Iată,
Vine regele pe care l-am visat, își zise el. Și îl însoțește și regina lui. Ce haine minunate poartă ei, ca și cum ar fi țesute din fir de argint. Și cine a mai văzut așa un măgăruș? Este la fel de lucios ca cea mai fină mătase, iar copitele îi strălucesc precum aurul curat. Cum să găsesc curajul să-i poftesc în casa mea? Bătrânul a început să tremure de emoție pe măsură ce călătorii se apropiau. Tămare-i fu uimirea să vadă că oamenii aceștia erau săraci. Un măgăruș foarte obișnuit, purtând în spate o femeie tânără și săracă, iar bărbatul care conducea măgărușul avea niște haine simple și prăfuite. În timp ce bătrânul rămase clipind din ochi de mirare, Iosif se înclină adânc și spuse: om bun, dă-ne adăpost în noaptea aceasta. Suntem cu toții foarte obosiți. Soția mea și măgărușul trebuie să se odihnească. Bătrânul deschise ușa. N-am decât acest grajd vechi. În el însă e loc destul. Împreună cu cele două oi și cu văcuța mea. Dacă vă mulțumiți cu atât... Desigur că o să ne mulțumim cu atât, spuse Iosif. Nimic n-ar putea să ne placă mai mult. Ciudat, le spuse bătrânul. Noaptea trecută mi s-a poruncit în vis să curăț și să rânduiesc grajdul și să-mi aduc tot fânul de pe câmp. Un rege avea să mă viziteze. Iar când m-am trezit, am îndeplinit toate aceste porunci, deși râdeam de mine că făceam așa. Ce să vrea un rege cu grajdul meu? La ce să-i trebuiască fân? Apoi v-am văzut venind de-a lungul drumului și totul strălucea așa de tare ca și cum voi ați fi fost cu adevărat regele Solomon și regina Saba. De fapt, voi sunteți niște călători sărmani. Îmi place mai mult că s-a întâmplat așa. Aș fi fost foarte sfios în fața unui rege. Dar uite cum stau și pălăvrăgesc. Poftiți, intrați! Știi, moșule, îi spuse Maria, am crezut la început că această casă a ta e un palat strălucitor, dar apoi am băgat de seamă că steaua acea luminoasă o făcea să strălucească precum argintul. O seară deosebită, zise bătrânul. Această stea mare, cum n-a mai fost văzută altă dată, și cânt de păsări în mijlocul unei nopți de iarnă, asta m-au făcut să ies afară. Acestea sunt păsărelele mele, îi explică Maria. Au zburat cu noi tot drumul de la Nazaret. Sunt sigură că i-au spus măgărușului să ne ajute să găsim calea. Căile lui Dumnezeu sunt ciudate, spuse bătrânul. Vreți să împărțim cina mea cea simplă și apoi să vă odihniți? Ce lucru bun că am adus astăzi tot fânul acasă. O să vă puteți întinde pe el. Chiar o să stăm bine aici, spuse Maria. Niciun rege și nicio regină n-ar putea avea ceva mai bun, râse Iosif. Dar măgărușul adormise deja într-un colț. O adusese pe Maria până la destinație. În sfârșit, putea să doarmă. Lerui, Doamne, ler, din înaltul cer, cer
O poveste pleacă de